dacă ați auzit de atlatl sau de alte denumiri, denumirile de obicei pleacă de la aruncător, nu de la săgeți. Francezii, de exemplu, la ăsta îi zic propulsor. Englezii zic thrower, noi îi zicem aruncător. Sau dacă vreți, din vechime, azvârlitor. Se zice că undeva treaba asta a fost găsită cam în toată lumea, doar că n-a putut să fie conservată și nu se poate dovedi, e foarte greu să dovedești după modele care din ce zonă provine, pentru că nu găsești lemn îngropate. E lemn, e os, e piatră, se descompun, se duc, vârfuri mai găsești, dar după vârf nu vei ști niciodată cum arăta aruncătorul. Ele nu provin din epoca pietrei înainte de apariția metalelor, nu e vorba de zeci de mii de ani în urmă, ci e vorba inclusiv de sute de ani în urmă și chiar zeci de ani în urmă, aruncătorul ăsta aruncă și sulițe și săgeți. Contrar cu ceea ce cred mulți, noi aruncăm săgeți, nu sulițe. Sulița, spre deosebire de săgeți, e mai rigidă și nu are pene. Săgeata asta, tradițional la anumite triburi, e realizat cu vârf de piatră sau de os. Tradițional, la alte triburi e cu vârf de bronz sau de oțel. Deci depinde despre care tradițional vorbim. Foarte frecvent, săgețile arătau ca și asta. Ăsta e alunul clasic, două pene. Să știți că foarte des au folosit și la săgețile de tras cu arcul și la săgețile astea două pene. Săpată o mică degajare pentru țumburușul ăla să poată intra și vârf un pic călit în foc și deja face treabă pentru antrenament. Apoi, foarte bine le-a mers celor care aveau bambus. Bambusul e un material extraordinar. Asta e un alt model și are vârfuri interschimbabile. Vârfurile astea interschimbabile sunt gândite în așa fel încât, la vânătoare, odată intrat în animal, trece pe unde trece și cade șaftul jos și nu se rupe. Și ei, în urmărirea lor, să pune mâna pe el, să-i bage repede altul și să mai arunce odată cu același. Aveau un set de 4, 5, 6 vârfuri și puteau să împungă succesiv până pica jos. În zona noastră și nu numai, există trestie. Cele mai performante, după părerea mea, săgeți se pot realiza din trestie. Sunt cele mai firave și sunt cele mai performante. O altă treabă bună la trestie și bambus, spre deosebire de alun, este că în momentul în care s-a rupt un segment, pot veni cu un alt segment dintr-o trestie mai groasă, unul fac fix și vin cu acel fac demontabil și funcțional. Săgeata modernă de atlatl e realizată din fibră de carbon, e demontabilă. De asemenea, există replica aruncătorului realizată tot cu materiale moderne. Cam așa e tot setul. Ți-ai făcut o husă, bagi în rucsac, ții la tine un sac de rafie sau doi, îl umpli cu frunze uscate, îndești bine, 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 ai bătut un țăruș sau îl pui pe tufă și ai gata ținta, așa e gata materialul pentru exercițiu. Dar important acum e să învățăm să aruncăm. Spre deosebire de arc, aici sunt mai puține variabile. Cu cât e arma mai simplistă, mai primitivă, cu atât înveți baza mai repede, dar cu atât o desăvârșești mai greu. Adică ajungi la precizie mare după foarte multă muncă. În schimb, baza o înveți repede. Deci la început învățăm că azvârlitorul ăsta funcționează în felul următor. Nu ții având din spate, pentru că s-a dus ținta. Vârful, dacă s-a îndreptat către cer, tu deja nu mai nimerești obiectul ăla de jos. Îndrepți către el unde vrei să... Și nu, iară, nu privești pe lungul lui, dar îndrepți către el și de aici nu mai merge mâna în spate să-ți ia avânt. Și avântul va fi doar din corp. Mâna va sta fix. Dacă vrei să-ți iei un pic de avânt, e din corp. La început nu ne luăm nici avânt. Și mâna pleacă liniar în față. Atât. La distanță și știi, nu trebuie voltire. Direct pe traiectorie. Mă duc doar în față. O să vedeți diferența dintre începuturi și finalul turei de astăzi. Pe poze, când te trimite Lola. Așa. În poziția. Vârf orientat către ce vrem să nimerim. Mișcarea liniară. Da, aceeași mișcare. Da. Poziția... Cum țintești cu drăția? Exact cum țintești cu sulița sau cu piatra când alungi. Instinctiv. Hai să vedem. Hai. Hai. E bun, e bun. Parul? Da. Totul jos. Următoarea. Vârful pun un pic mai sus. Mai sus. S-a dus un pic prea sus.
cumva între ele. Ca la biliard. Cum ăla-i bun? Cu gâtul. Și aici chiar un frate meu. Pleacă corpul, pleacă șoldul, pleacă... Înainte! Aruncă! Încarcă! Aruncă! Da, pe aproape. Peter, da, oricum e mai bine. Mult mai bine. Yay! Bun! Asta e din categoria, nu vă implicați emoțional. Nu există, nu te implica emoțional. Bun. Ai, ai, mă! Totuși, săgeata zboară mai mult. Da, așa e. Săgeata zboară mai mult, doar că ai ca și cum aș compara... Totuși, racheta merge mai mult decât glonțul. Înțeleg. Adică e mai ușor să-ți faci din astea la nevoie decât un arc. Știi? Nu o săgeată e greu de făcut, ci un arc.